Pacea Domnului și bună dimineața, sau aproape la prânz, dar știți că până la 12 e bună dimineața, nu? De puțin în Germania, la 12, 5 minute înainte de 12 zici bună dimineața. După aceea e zi. Vrem să continuăm studiul care l-am început aseară și suntem într-un timp special, așa știm, în care noi, ca popor al Dumnezeu, vrem să aducem un mesaj acestei lumi. Oamenii de pe această lume, indiferent unde stau ei, unde trăiesc, că sunt în Africa sau în Asia sau, eu știu, în Australia sau Noua Zeelandă, au aceeași problemă sau una diferită? Au aceeași problemă. Nevoia și auto-înșelarea sunt aceeași în fiecare dintre noi. Nu există nicio deosebire în acest punct în om. Toți avem aceeași problemă și ca atare există câte soluții pentru o singură problemă? Una. Tot numai o singură soluție. Pentru mine ca medic e bine să știu că boala vine dintr-o singură cauză și am un singur medicament. Nu-i bine? Cel mai simplu. Altfel trebuie să mă încurc în toate medicamentele aia multe care există, da? Pentru diferitele simptome. Și da, simptomele trebuie să le tratăm diferit, însă cauza e aceeași. De aceea mulți nu pot să înțeleagă când eu vorbesc cu pacientul sau când prezint că atunci când vorbesc, eu nu vorbesc de terapie. Deci omul poate să folosească orice medicament pentru terapie, dar nu îl va ajuta terapia să-și rezolve cauza. Și eu cred că cauza trebuie rezolvată ca apoi și terapie să funcționeze, dar dacă rezolvăm cauza, și terapia de multe ori este nenecesară. Da? Eu când sunt bolnav, nu fac nimic. Da? Adică aștept să vindece. Nu? Dar evident că fac ceva, să mă cercetez, să văd unde m-a înșelat inima, ca să ies din acel lucru. Deci e foarte frumos să știi când un om vine la tine în cabinet, să-i cunoști problema deja dinainte. Nu? Pentru că ceea ce am constatat la om, această înșelare de sine, este aceeași și nu am găsit-o în oamenii din Australia diferiți decât cei din Costa Rica sau oriunde m-a dus Domnul. Și toți se înșală singuri în viața lor. Și înșelarea de sine nu este cunoscută omului. Și mai ales cui e mai mult necunoscută, creștinilor sau necreștinilor? Din păcate, creștinilor. Ceilalți mai au acces așa să vadă că ceva nu este în ordine, însă creștinul are o problemă foarte, foarte mare că el nu-și vede că el este tot înșelat ca și ceilalți. Și atunci e mai ușor pentru mine în cabinet de multe ori să vorbesc cu cei care nu sunt creștini ca să înțeleagă că se înșeală decât atunci când am creștini. Dar amândoi avem aceeași problemă, indiferent ce suntem și avem acolo. A fost în zile acestea și un medic, cardiolog, la mine în cabinet. De prima dată a venit pentru că i s-a infectat urechea dreaptă. Da? Și acum să-i spui unui medic că el se înșeală, e ușor sau greu? El e medic, el e cardiolog. El face intervenții pe inimă, da, prin arteră și atunci m-am gândit, oare să-i spun ceva, să nu-i spun că e coleg, nu? Spun, știți de unde vă vine infecția la ureche? El zice, doare tare și am mai avut-o tot pe urechea dreaptă și am încercat așa un pic să-i spun că este gândirea lui care face bolnav și
N-a fost prea ușor pentru că el, da? Se zic că are un conflict cu fisul. E mai greu. Pentru că acum de Crăciun știți că oamenii se îmbolnăvesc toare de tot. Pentru că au tot felul de conflicte, că nu vine omul la sărbătoare și așa. Și, deci celui care crede că știe, e greu să-i spui că nu știe. Celui care nu știe, e mai ușor să-i spui că nu știe, pentru că el vede de la început că nu știe. Dar indiferent că știi sau nu, suntem cu toți în aceeași problemă. De aceea, prin urmare, există o singură soluție. Și problema omului a înșelării de sine are o problemă fatală în viața noastră, de aceea ne bolnăvim și murim, pentru că ne lipsește iubirea. Știți că boala n-are alt motiv, n-are altă cauză decât lipsa dragostei. Și lipsa dragostei apare pentru că nu mă pot lega de sursa dragostei. Pentru că nu văd nevoia mea și nu văd că sunt legat de o sursă greșită. Toți oamenii vor ceva de la alți oameni. Fiecare vrea ceva de la celălalt. Și fiecare nu știe că celălalt n-are ce are el nevoie. E cumplită înșelarea. Da? Eu vreau de la nevastă mea să îmi facă anumite lucruri, nu? Și așteptările mele nu sunt satisfăcute. Cine se îmbolnăvește? Eu mă îmbolnăvesc. Da? Pentru că am niște așteptări care nu sunt justificate. Să știți că orice problemă a omului, și aici sunt mereu absolut, apare pentru că eu vreau ceva de la celălalt. Și de obicei nu vreau bani, nu vreau să-mi facă casă. Vreau iubire, vreau înțelegere, vreau zâmbete, vreau să fie drăguț cu mine. Vă plac oamenii drăguți? Nu? Îți plac? Mi-mi plac oamenii drăguți, că te simți bine cu ei, nu? Îți zâmbesc. Deci, e fain să fii cu oamenii drăguți. Deci noi avem problema că suntem deconectați de sursa de iubire din cauza că ne înșelăm. E noi credem că putem să generăm iubirea noi înșiși. Deci care ar fi lucrarea noastră ca creștin pe pământ? Ce ar trebui să... Care ar fi trebuit să fie diferența? Noi trebuie să arătăm că există iubire. Da? Lumina pământului sau ceea ce îl va lumina pe oameni este dragostea lui Dumnezeu pe care noi o vom emana. În Divina Vindecare s-a scris, nevoia cea mai mare care are acest pământ astăzi este să se vadă dragostea lui Dumnezeu în oameni. Deci dragostea lui Dumnezeu nu se va vedea că El va trimite un înger să eu știu ce să ne facă, ci dragostea lui Dumnezeu se va vedea în felul nostru de a fi. Pentru că putem lucra vreodată cu cineva. Dacă nu-L iubim, putem sau nu? Adică pot eu să am o influență asupra pacienților mei, dacă ei ar ști, ăsta mă urăște. Ar veni la mine? Deci ăsta îmi dă medicamentul greșit, ăsta mi-e dușman, dar mă duc la el să mă vindece. Merge sau nu merge? Nu merge, să știți. De aceea, noi nu putem fi credibili în fața lumii decât când între noi e iubire. Iubirea trebuie să convingă pe om că noi suntem conectați de Dumnezeu. Și numai acest lucru ne va aduce succes în relațiile cu semenii noștri. Și, din păcate, avem această iubire sau nu avem? Nu avem. Dar avem o țintă. Voi știți care este ținta mea, cei mai mulți, da? O mai știi? Ținta este să devin omul cel mai iubitor pe care Dumnezeu îl are pe pământ. O țintă bună? Eu zic că e bună.
Dacă mă mai vedeți pe acasă, ziceți, ăsta nu-i iubitor deloc. Nu? Dar eu vreau să fiu iubitor. Deci am o țintă foarte clară, definită și mă lupt pentru aceasta. Pentru că Domnul a spus, voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. În ce să fiu desăvârșit? Există un singur lucru în care pot să fiu desăvârșit ca Dumnezeu, să iubesc ca Dumnezeu. Pentru că iubirea pe care El o pune la dispoziție este tocmai nevoia mea primară și numai ea mă va desăvârși, ea mă va face să fiu acel om prin care Dumnezeu poate să își arate influența și să ajute nevoilor oamenilor, care este foarte mare. Oamenii sunt foarte necăjiți în zilele noastre. Și ce bine ar fi dacă Dumnezeu ar avea o armată de oameni care sunt iubitori și care ar împrăștia această iubire și am avea un renume bun. N-ar fi fain? N-ar fi bine să avem un renume bun? Da? Eu mă bucur că există doar două feluri. Oamenii ori mă iubesc, ori mă urăsc. Știți că nu există ea care nu mă iubesc, nici mă nu mă urăsc. Nu există linie de mijloc. De aceea și în toate pe Google, dacă mergi și citești evaluările care îmi fac pacienții, unii mă iubesc de tot și alții nu mă iubesc deloc. Adică am ori 5 stele, ori una, care zice nici asta nu merită, dar una trebuie să o bifezi. Deci, nu există mai mult, dar pentru cei care sunt în nevoie, vor aprecia iubirea lui Dumnezeu. Dar Iisus a fost iubitor sau nu a fost? Și de ce l-au pus pe cruce? A avut El vreo vină că l-au pus pe cruce? Nu. Pentru că iubirea pe unii îi irită. Pentru că zic, eu știu, nu-i motiv să te irite cineva care iubește, sau? Există motiv? Nu există. Decât dacă în locul iubirii punem o ideologie și dacă ideologia nu corespunde celuilalt, atunci el te va omorâ, chiar dacă tu ești iubitor. Sau da? Unul iubitor să vede răutatea ta și oglinda, să-ți vezi răutatea ta, să zici, a, păi ăsta e mai bun ca mine. Trebuie să le nimim. Nu? Da. Deci, va trebui să știm. Noi am fost chemați să avem un caracter iubitor. Pentru că iubirea este tot ce ne lipsește. Și dacă pe ea o avem, atunci avem totul. Pentru că cine are iubirea lui Dumnezeu, îl are și pe Dumnezeu. Pentru că cine nu poate să iubească, evident că nu l-are nici pe Dumnezeu, indiferent ce religie are, indiferent ce prozuce. Și ne-am văzut aseară câteva citate și am zis să le mai repetăm, că repetiția este mama învățăturii. Zice așa, să nu iubim cu vorba, nu? Asta e mai ușor. Nu? Când soția mea îmi zice, te iubesc, zic, dragă mea, iubește-mă ca mine, cum vreau eu, nu? Deci nu iubi cu vorba. Vă trebuie cineva să vă spună că vă iubește? Mie nu trebuie nimeni să vă spună că iubește. Mi-ajunge ca să văd comportarea lui față de mine și atunci știu dacă mă iubește sau nu. Și, dar unii le place vorba. Deci zice să nu iubim cu vorba, zice apostolul, ci cu fapta și cu adevărul. Desăvârșirea caracterului creștin este obținută atunci când îndemnul de a ajuta și a fi o binecuvântare pentru alții izvorăște continuu dinăuntru. Deci asta este un caracter desăvârșit. Când nu te mai gândești la tine și ai acel izvor continuu pentru că ești legat de Dumnezeu ca să dai mai departe această iubire. Atmosfera acestei iubiri care învăluie sufletul credinciosului este cea care face din el un miros de viață spre viață și îngăduie lui Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea lui. Și cum am spus deja aseară, mie îmi plac mirosul
Și e fain când te dai cu parfum și ai așa o atmosferă de miros plăcut în jurul tău și aceasta să fie atmosfera iubirii. Nu e frumos ca fiecare să fie cumva, vii aproape de el și el percepe că tu ești un om iubitor, plin de pace și liniște și emanezi ceva drăguț în jurul tău. Face din el un miros de viață spre viață. E fain să fie așa? E fain. Eu îmi doresc. Încă n-am ajuns acolo, dar sunt convins că într-o zi, sper că nu prea departe în viitor, să fiu desăvârșit în iubirea lui Dumnezeu. Iubirea supremă față de Dumnezeu și iubirea neegoistă unul față de celălalt. Aceasta este darul cel mai bun pe care îl poate revărsa Părintele nostru Ceresc. Deci, el vine de la el. Iubirea aceasta nu este un impuls, ci un principiu divin, o putere permanentă. A? Deci sunt conectat permanent de sursa iubirii. Inima neconsacrată nu o poate genera sau produce. Iubirea aceasta se găsește numai în inima unde domnește Iisus. Noi îl iubim pentru el ne-a iubit întâi. În inima renăscută prin Harul Divin, iubirea este principiul conducător al acțiunii. Ea schimbă caracterul, stăpânește impulsurile, controlează pasiunile și înnobilează simțămintele inimii. Această iubire nutrită, adică trebuie să o, ce să faci, să-i dai de mâncare, nu? Adică să o tot acumulezi în suflet, îndulcește viața și răspândește în jur o influență purificatoare. Vă place o viață dulce? Asta nu. Trebuie să știți, când noi iubim, nu putem să ne simțim rău. Fiecare care iubește se simte bine. Știți de ce oamenii trebuie să-și ia surogate? Ca să se ia surogate ca să simtă bine. De ce trebuie să le ia? Pentru că gândirea lor nu produce sentimente bune. Și atunci tu trebuie să faci ceva să te simți bine, pentru că nevoia de a se simți bine este o nevoie absolută. Nu se poate da la o parte. Noi trebuie să ne simțim întotdeauna bine. Și dacă noi am avea această iubire care o nutrim, adică pe care, cu care noi o lucrăm cu ea, atunci ea ne-ar îndulci viața. Când gustăm un pic din această iubire, vrem mai mult. Nu? Vrem mai mult. Eu aș vrea ca să mă simt totdeauna bine. Voi? Dar depinde de cine ca să mă simt totdeauna bine. De cei din jurul meu sau de mine? Poți să te simți bine și în dezordine? Da sau nu? Da. Da sau nu? Da. Unii da. No, păi nu vreau să zic că unii da. Dar să știți că ei care au dezordine nu se simt bine în dezordine. Ei doar nu sunt capabili să-și o facă. Dar nu se simt bine. Să știți că nu există simț bună în dezordine. Dar dacă ești în iubirea lui Dumnezeu, tu poți să te simți oriunde bine, pentru că nu te face dezordinea să nu te simți bine. Nu depinzi de acea lucru. Tu nu ai încotro că este dezordine, că nu-i treaba ta, dar tu trebuie să te simți bine și în dezordine. E fain, nu? Adică în orice circunstanță trebuie să mă simt bine. Când am mers la tunsă săptămâna trecută, am intrat în frizeria aia de la Sibiu și am întrebat, pot să mă ia? Pentru că am fost la una întâi, n-avea loc și știți că vinerea, înainte de Crăciun, fiecare merge la tuns. Și unii sunt programați, alții nu, și eu aveam așa un păr lung că de trei luni de zile nu-l tunsesem, din septembrie nu-l tunsesem și era deja foarte mare. Mie nu mai îmi plăcea și când am fost la Costa Rica o săptămână înainte, zicea ea, vreau să mă tund de fiecare zi, dar n-aveam timp, că și lor nu le convenea să mă vadă așa. Nu să mă ducă neapărat la tuns. Să nu tot privim la unul așa ciufulit cu părul lung. Și m-am dus în frizerie
Și momentul acela când intru și întreb, o să zic, da, în două minute termin pe el și iau. Era un băiat tânăr, toți erau tineri acolo, doar băieți, dar în următorul moment mi-am dat seama unde am intrat. Bum, 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 bum. Și zic, aici o să-mi ia inima razna. O să ajung la defibrilație din inimă, că bum, bum, bum. Știți că ascultă tehnica asta și mă uitam la ei, la toți, zic, mă, ăștia n-au nimic, eu de ce am ceva? ăștia se bucură și eu, pe mine, mi este, ce zice, un deranj, o bombă. Și deja mă gândisem, am intrat în locul greșit, a trebuit să zic că caut altă frizerie. Și, dar după aceea am zis, nu, ăștia mă iau, la taximetrist, i-am făcut deja semn că poate să plece, că m-am dus cu taxi din frizerie în frizerie să găsesc o frizerie. Și zic, și a oprit un pic muzica, că sunase cineva, știți că dacă sună la telefon, nu mai e ca la discotecă, acolo, bum, 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 bum. Și muzica lui, așa, care o plăcea lor, ce o știi, ce le place la tineri astăzi. Dar era ritmul ăsta. Și tare, adică nu era, să zici așa, undeva în spate, știi, auzi o muzică și mai poți să vorbești. Și dacă vrei să vorbești, trebuie să vorbești mai tare. Nu? Că de obicei vorbești cu frizerul. A, nu prea puteai să... Și m-am bucurat, zic, a, păi poate o lasă, uite acum să o dea drumul după ce a sunat telefonul. Dar noroc bun, i-a dat drumul și acum mă aflu pe scaun. Și bum, 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 bum. Și eu zic, Doamne, ajută-mă, că mă influențează muzica sau nu? Da, și? Eu hotărăsc. Am zis, stai așa, să fac abstracție, mă gândesc la altceva. Da? Să nu o iau în seamă, că dacă o luam în seamă, cu cât o luam în seamă, mă ia panica. Da? Și pentru că nu este ceva pentru mine obișnuit. Dar când îi viam pe ei cât de lejer, sunt, mă, ăștia nu sunt panicați. Nu trebuie nici eu să mă panichez. Pentru că trebuie să stau în orice circunstanță, în capul meu să fiu, cum? Liber și limpede. Liber și limpede. Pentru că eu trebuie să controlez. Eu nu pot să controlez ce este în jurul meu. Dar capul meu trebuie să-l controlez. Ăla trebuie să-l pun la punct, să nu o ia razna, pentru că vrea să schimbe mediul înconjurător. Acum, dacă tu poți să pleci de acolo, poți să pleci. Acum stai pe scaun și ai nevoie să fie tuns. Și băiatul ăsta, parcă umbla cu părul ăsta ca și când era de, cum să zic, de sticlă. Da? Adică, niciodată n-am fost tuns așa. Am zis, ăsta, e frică să și taie părul. Nu? Nu se grebea deloc. Adică, dacă mă duc la frizerul meu în Germania, el în 5 minute... E gata. Da. Bătrânul. E, da? Nu se uită. Nu, nici nu folosește mașina aia altă. Numai farfecul. Și în câteva minute m-a terminat și mi-a luat 20 de euro. Și... da? Și am zis să mai fac economie, să vin în România. Dar ăștia m-au luat 50 de lei. Da? Jumate, nu? Cât este 50 de lei? Da? Și... dar... oricum am zis că îmi cere 25, dar așa de mult mi-a tuns și așa de lin mi-a luat păr așa. Cu... și zic, mă, pune mâna acolo, că nu e păr, mă, nu e da. Și a fost interesant. Oricum, mi-a rămas experiența. Am avut așa o experiență când am fost în Asia, într-un autobuz. Și eu trebuia să merg ore întregi cu autobuzul ăla. Și ce pun ăștia în autobuz? Televizorul și muzica, că pe televizor e doar muzică, nu? Și acum eu am aveam niște de-astea de pus în ureche și, dar zic, tot o auzi, nu? Și am zis, acum o să mă las eu să mă simt rău, numai că nu-mi place muzica asta care o ascultă ei, tiririri, nu știu pe acolo. Și am zis, hai să mă simt bine prin propria mea gândire. Pentru că gândirea pe care o am, aia mă face să mă simt bine sau nu muzica și nici mediul înconjurător. Doar răspunsul meu la mediu. De aceea iubirea, dacă este nutrită în suflet, îndulcește viața
și ea o iau din Dumnezeu, este cadou lui Dumnezeu și nu trebuie să mă orientez după circumstanțe. Altfel, muzica e de vină. Eu știu, dezordinea e de vină. Am atâția pacienți care zice, nu pot să suport dezordinea. Zic, foarte bine. Dar va trebui să o învățați. Pentru că ziceam un bărbat care își lasă ciorapii acolo și el lasă acolo și eu strâng după el. Zic, nu, foarte bine dacă strângeți. Nu? Sunteți bucuroasă. Nu-i bucuroasă, că ar vrea ca bărbatul să fie cum? Ordonat. Nu, fă-l ordonat pe bărbat. Îl poți sau nu poți face? Că ce nu l-a învățat mama sa? Nu mai învață. Da? Nu mai învață niciodată. Poți tu să încerci. Că copilul de mic trebuie să învețe anumite lucruri. Și unele lucruri ca ordinea sunt niște lucruri care omul, am impresia, dacă nu le-a învățat de copil, nu mai poate să le înveți. Nu mai poate. E imposibil. Cel puțin așa am câteva exemple la mine acasă. Deci, vrem să fim independenți de orice lucru din exterior ca să ne determină să ne facem rău. Și acolo, cine trebuie să păzească inima lui? Numai noi putem să o păzim. Iisus spune așa, că toate lucrurile vin din inimă. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Căci din prisosul inimii vorbește gura. Deci, inima noastră este locul hotărător pe care trebuie să avem control. Și din ea ori ies lucruri bune, ori ies lucruri rele. Și acum, câte feluri de inimi există? Doar două feluri de inimi, nu? Una neconsacrată, nu? Care nu poate genera sau produce iubirea? Sau poate să o genereze, nu? Și în inima renăscută prin Harul Divin, iubirea este principiul conducător al acțiunii. Aici putem avea o inimă renăscută și o inimă nerenăscută. Asta e tot, nu? Deci inima noastră hotărăște. Și acum ce hotărăște în inima noastră? Tot ce facem. Și aceasta mi-a fost dorința să aflu, pentru că pentru asta am rugat la Dumnezeu să știu pe om de unde începe boala. Dacă toate lucrurile încep din inimă, de unde trebuie să înceapă boala? De unde? Tot de acolo trebuie să înceapă. Pentru că nu există un alt loc unde se poate să înceapă. Orice boală începe din inimă. De aceea, haideți să vedem pe om un pic. Pentru câte de multe activități are nevoie de o sursă? Da? Deci, omul nu poate să fie independent. Și aici vorbim de sursa spirituală, pentru că sursa fizică o știm. Toți mâncăm, toți bem, toți respirăm. Și dacă nu mai facem asta, ce se întâmplă? Morim. Dar acum, sursa spirituală nu ne este cunoscută. Pentru fiecare gând, pentru fiecare faptă, noi depindem de o sursă spirituală. Nu putem fi în nicio clipă în viața noastră independenți spirituali. Ori suntem dependenți de Dumnezeu, ori suntem dependenți de oameni care înseamnă dependent de Satan. O cale de mijloc nu este. Da? Ori sunt în acea situație dependent de un om, ori sunt dependent de Dumnezeu. Și acum, ce hotărăște conexia? Ce e acel element care hotărăște de cine mă conectez? Și aceasta mi-a fost dorința să o aflu și prin Harul Dumnezeu am aflat ceea ce face legătura. Este adevărul despre sine sau minciuna despre sine? Deci, dacă eu mă aflu, eu știu că sunt copil de Dumnezeu, aceasta este care mă leagă de Dumnezeu. Da? Deci, cine sunt eu? Deci, adevărul despre mine este acela care este hotărător. Și minciuna despre mine, că eu m-aș considera Dumnezeu, este ceea ce mă leagă de oameni și de cel rău.
legătura este spontană, adică nu se poate face fără, cum să zic, ea este subconștientă și noi doar putem vedea la rezultat de cine suntem legați. Deci, închinarea este nimic altceva decât legătura cu sursa de informație. Dacă sunt legat de oameni, ce iese din mine? Care e motivația omului care stă în înșelarea de sine? Egoismul este rezultatul. Și dacă sunt copil de Dumnezeu, care e rezultatul? Este iubirea, este rezultatul. Deci ce trebuie să schimbăm? Cum o schimbăm sursa? Prin schimbarea cablului de conectare. Și noi ne naștem cu toții cu care cablu? Noi ne naștem cu toții legați de oameni. Și de aceea suntem necăjiți. Pentru că toate istoriile pe care le-am auzit în cabinet și care le-am auzit oriunde am mers, au aceeași problemă. Legătura mea cu oamenii. Pentru că vreau ceva de la ei. Vreți ceva de la mamă? Sau nu vreți nimic de la mamă? Puteți să o lăsați în pace pe mamă? E imposibil. Cât timp suntem în eroare. Și am toate cazuri, dar îmi vine în minte doar acest caz din Costa Rica, e mai recent, unde această femeie cu un copil, cu o fată de câțiva ani, cred că avea 6-7 ani fetița, e divorțată și nu ajunge că n-a avut succes în căsnicie, dar mai are și o mamă care nu e chiar cea mai bună mamă. Cine are mamă bună acasă? Ăștia mai buni. Să știți că aproape nu există mame care sunt bune. Da? Adică n-am întâlnit acest lucru. Știți de ce mamele nu sunt bune? Pentru că față de cine are omul cea mai mare așteptare? Nu, cine are cea mai mare, de la cine am cea mare așteptare? De la mama. Pentru că mama și iubirea cum sunt? Sinonime. Știți? Spui mama, spui ce? Iubire. Și acum, mama e iubire sau nu este? Nu prea este iubire. Și atunci ești cum? De ce mama este iubire? Pentru că e sursă. Da? Și noi toți așteptăm de la mama cea mai mare iubire. Și ce facem atunci cu mamele noastre? Și femeia asta a făcut terapie 4 ani de zile să o ajute terapeuta cu relația cu mama ei. Și acum, după 4 ani de zile, zice, trebuie să întreprindem să luăm niște pași concreți. Și ea stă într-o casă lângă mama, adică în aceeași curte, cum zice, sau chiar lângă mama, nu știu. Și acum ea, ce i-a spus psihologa? Trebuie să te muți de la mama. Adică trebuie să te separi de mamă, că nu-ți face bine. Nu? Mai sunt relații care nu mă fac bine? Știți că am și eu niște cuvinte care mă trigănesc și una dintre ele este relația toxică. Ați auzit vreodată? Da. Da. Unde este toxicitatea? În inima noastră. În inima celuilalt sau în inima mea? Unde este toxicitatea? Unde? Să știți că nu e la celălalt. E doar înșelarea inimii mele să cred că ălaltul e toxic. Hai, miroase-l, că miroase bine. Mănâncă din el, că nu-i toxic. Toxic este doar așteptarea mea. Și chiar poate celălalt nu se poartă cel mai bine, dar toxicitatea este în mine. Pentru că eu vreau să-l fac pe altul să-mi placă mie de el. Și atunci
Dacă pot să-l fac sau nu pot să-l fac? Puteți face ce vreți. Nu veți putea face pe nimeni să vă facă, să facă el să vă placă. Doar dacă e foarte dependent, pentru un timp se va face compromisuri. Dar după un timp, el tot devine ceea ce el este în inima sa. Da? Deci vreau ca să știm foarte clar. Este o soluție să ne separăm de părinți. Este o soluție să ne separăm de soț, de soție. Mai sunt cazuri când trebuie separat, dar vreau să zic în general, e o soluție separarea. Nu este niciodată soluție, pentru că problema nu este în afara ta, ci este doar în tine. De aceea toate aceste mișcări pe care psihologia câteodată ne sugerează, nu ne face bine. Să știți că fiecare care merge la psiholog, mai devreme sau mai târziu, va acuza pe părinții lui de felul cum el este. Nu există un psiholog care să nu spună mama ta de vină. Proveniență? În ce sens? Părinții, în modul în care suntem crescuți, copilăria noastră, astea sunt o proveniență a ceea ce suntem noi în ziua de astăzi. Nu înseamnă că noi suntem deschiși de lucrurile astea. Noi decidem de la un punct ceea ce vrem să facem mai departe. Noi alegem, noi ne luăm propriile alegeri. Dar aici e o rădăcină. Exact. E o rădăcină, dar tocmai această rădăcină este înșelare. Adică nu văd că nu mă determină trecutul, ci mă determină felul cum eu azi văd trecutul. Și atunci, crezând că mă determină trecutul, eu trebuie să mă separ de acele persoane care m-au vătămat. Și atunci omul intră în această idee că este copilăria lui care l-a determinat să fie cum este. Și eu trebuie să-i spun, nu e copilăria ta, este doar felul tău de a gândi care ai avut-o din copilărie, ai avut-o din naștere. Dar acum, dacă tu vezi că este o gândire greșită și schimbi, ai scăpat și de mamă și de tată, de tot ce a fost în trecut. Dar când omul nu realizează că este privirea lui, el nu poate să facă nimic. De aceea separarea, noroc că a venit la mine că ea deja avea planul făcut săptămâna viitoare după tabără unde am fost să se ducă acasă, că deja are o casă care a construit-o cu soțul ei, dar când a plecat soțul ei cu copilul mic, a trebuit să plece acasă la mama ei, să ajute la creșterea copilului și atunci a închiriat casa aceea și acum zice am spus chiriașilor să plece, că vrea să se mute în casa ei, dar zice ce mă fac, că copilul a început să plângă, zice cum să plec de la bunici, nu? Numai pentru că mama nu poate să. Și psihologul zice că trebuie să te separi, că nu-ți face bine mama. Și a venit la mine și evident că nu i-am spus să se separe de mamă, ci am spus să-ți iubești mama. Cel mai bine ești separat de mamă când o iubești. Când o lași în pace să fie cum vrea ea, totul e bine. Și m-am bucurat că la sfârșitul taberei am zis, no, ce faceți acum? Că am fost și eu curios să văd dacă a zis, am făcut deja aranjamente să nu mă mut. Da? Să nu mă mut. Și să rămân acolo și să îmi schimb inima. Și dacă îmi schimb inima, toate lucrurile vor fi bine. Deci, toate problemele umane vin că noi vrem ceva de la alții. Când alții nu pot să ne ofere niciodată nimic ce avem noi nevoie. De aceea va trebui să se întâmple ceva. Sunt descrise în Biblie cele două firi, cele două, să zic așa, conexiuni. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului este identitatea, sunt copil de Dumnezeu, el umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiind umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună, deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos,
nu este a lui. Deci trebuie să fie o legătură și pentru că legătura spirituală este doar una de credință. Și Duhul lui Dumnezeu vine și îmi spune cine sunt. În Efeseni spune Pavel, iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor. Unde trăim noi? În gândurile noastre. Noi numai noi trăim. Și există gânduri deșarte și există gânduri care îți aduce viața. O? Având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii. Deci, noi vrem să fim oameni care ce știu? Ei știu cum lucrurile funcționează și vrem să avem o minte lucidă și nu întunecată. Și zice așa, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potriviți adevărului care este în Iisus, ați fost învățați. Deci totul este, vedeți că am pus linie pe A, ce? A? Învăța. Deci trebuie să învățăm ceva. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbecați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în Duhul minții voastre. Deci aici trebuie o noire. Nu în afara noastră. Nu trebuie să schimbăm mediul. Nu trebuie să oprim muzica. Nu trebuie să schimbăm, să facem ordine întâi ca să ne simțim bine. Putem să ne simțim bine în ciuda oricărei situații în jurul nostru, pentru că nu putem crea raiul aici pe pământ, dar putem să avem în inima noastră. Să vă noiți în Duhul minții voastre. Să știți că nu ne noim fizic. Ne noim doar în mintea noastră. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprienire și sfințenie pe care le dă adevărul. Deci, adevărul, cine sunt eu, și minciuna, cine nu sunt. Sunt cele două lucruri. Deci, conexiunea veche trebuie să fie omorâtă. Omul cel vechi trebuie să fie dezbrăcat. Și atunci, dacă am, cum mă leg acum de Dumnezeu? Prin ce? Prin viața lui Hristos. Pentru că dacă n-am avea viața lui, n-ar exista această legătură. Da? El, prin El facem legătură. El este ceea ce ne spune Duhul. Și atunci, care este rezultatul? Este iubirea lui Dumnezeu iese din noi. Când noi n-avem altă soluție să ne legăm de Dumnezeu decât prin Mântuitorul nostru, El a refăcut conexiunea. Dar n-a refăcut-o pentru fiecare individ, pentru că fiecare individ trebuie să o refacă el prin propria lui decizie. Pentru că noi, într-adevăr, suntem cei care hotărâm destinul nostru. Nimeni altul. Dumnezeu nouă ne-a dat în mână cârma vieții noastre. Însă dacă ai o cârmă care te conduce mereu în groapă, vrei să o schimbi sau vrei să o lași acolo? Că la mașină ți-o schimbi. Dar la inimă, dacă nu o vezi că te înșeală, n-ai să o schimbi niciodată. De aceea mă bucur pentru toate problemele care omul le are, pentru că îi arată că el are o problemă în el și nu mediul este problema. Lumea vrea să schimbe ce? Mediul, comportamentul, medicina, religia schimbă comportamentul omului. Toate aceste lucruri nu fac niciun sens, pentru că nu poate să rezolve problema. Singura problemă este schimbarea inimii, dar asta o poți face numai tu împreună cu Dumnezeu. Nimeni altul nu ți-o poate schimba. Nu merge, nu merge. De aceea, lucrarea omului, mântuirea lui, care este prima lucrare? El trebuie să vadă, să recunoască starea interioară de autoamăgire. Până când omul nu vede că el se înșeală, el nu va zice, problema este la mine. Nu vede, nu poate. De aceea, am o slujbă bună și totuși una care nu este întotdeauna prea acceptată. Pentru că trebuie să spun pacientului, tu te faci singur bolnav. Tu îți faci cancerul. Tu îți faci boala. Tu îți faci necazul. Ușor să înțeleagă sau greu? Da, păi eu cred că, păi, uite, dacă prietena mea era cum trebuia, nu făceam cancer de sân. Dacă tata nu murea, nu făceam cancer de sân. Da, mai fac și bărbați cancer de sân, știți?
Am avut acum chiar două cazuri în care exact la fel, aceeași situație, aceeași istorie, moartea tatălui. Sânul stâng, da? O stă de conștiință, pierderea tatălui. De ce? De ce omul primește cancer? Această săracă femeie care a fost chiar, nu săptămâna asta, săptămâna trecută la mine, are 38 de ani, are doi copii, 10 și 13, și are cancer de sân, la sânul stâng. Și are 38 de ani. Știu de ce are cancer? Sau nu știu? E înșelarea inimii ei, care îi produce boala. Și acum, cancerul e destul de mare, trebuie întâi să facă chimioterapie, să-l reducă, ca să eventual să-l opereze. Și atunci, știind cum funcționează omul, am pus întrebări. Am crezut întâi, la vârsta ei de 38 de ani, că a murit un copil. Pentru că atunci s-ar fi adeverit. Femeile fac cancer de sân în stânga, dacă sunt dreptace, pentru că ori n-au copii, ori le-a murit un copil. Sau le-a murit ceva foarte drag. Dar ea zice, nu, n-am avut nicio pierdere de sarcină, totul a fost bine. Și atunci am zis, tata mai trăiește? Pentru că tata e primul. Și atunci mi-a zis, tatăl meu a murit acum 35-36 de ani, când eu aveam 2 anișori. No, când mi-a spus mie, tatăl meu a murit când eu aveam 2 ani, eu ce-aș fi tras concluzie? Că asta o mai face bolnav? Aș fi zis... Dar când, în momentul când a zis-o, știți ce a făcut? A izbucnit în plâns. Un plâns necontrolabil. Și soțul este de acolo, vis-a-vis de ea și se uita la ea. Și ei fiind dintr-o altă țară, culturile sunt câteodată o piedică, să știți, ca omul să-și vadă problema. Că ei sunt unii cresc așa într-o religie în care zice ești destinat să fii bolnav și acum nu mai poți să faci nimic. Nu poate, unele culturi văd boala ca un destin, vine din partea lui Dumnezeu, dacă pot să o tratez, o tratez, dar nu pot să fac nimic pentru că am primit-o. Și atunci dacă nu poți să faci nimic că ai primit-o, atunci nu poți să lucrezi nici la rezolvarea ei. Și când a început să plângă și am întrebat-o cât de des vă gândiți la tata, răspunsul i-a fost fiecare zi. Dar acum, tu ești un copil de 2 ani. Și acum de 35 de ani sau 36, tu te gândești continuu că îți lipsește tata. Trebuia să te facă bolnav sau nu? Cancerul este dovada aceasta. Și acum cum scapă? Are nevoie de tată la 38 de ani? Dar ea ce crede? Că are nevoie. Zice că am pierdut pe tata. Nu l-am avut pe tata toți anii aceștia. Pentru că ea crede că în tata ea își are originea. Când acolo nu poate să o aibă. De aceea, există soluție pentru această femeie? Da, există. Ea poate să se vindece de cancer. Și gândiți-vă acum istoria. Tatăl ei a murit de cancer când ea a avut 2 ani. Dacă ea nu-și rezolvă problema, moare și ea. Și lasă în urmă un copil de 10 ani și un de 13 ani. Ce vor avea ea la 25 de ani? Vor avea cancer. Și dacă mai au un copil, ăla își pierde mămica. Și așa merge, cum merge? Merge totul înainte. Și nu cunoaștem care este problema noastră. Și noi, ca creștini, avem o vină acolo, creștini, adventiști, medici, pentru că nu cunoaștem ce îl face pe om bolnav. E lipsa de iubire. Pentru că de ce îți trebuie tata? Să-ți facă de mâncare? Trebuie mama să-ți facă de mâncare? Fiecare vrea o relație din cauză că el se hrănește de acolo cu iubire. Asta e tot motivul relației. Și noi suntem pe invers. Adică noi, având relația lui Dumnezeu la intrare în canal, ar trebui să fie la ieșire omul. Dar noi avem la intrare pe om. Și atunci suntem handicapați. Și nici măcar nu vedem. Nici măcar nu vedem. Te duci la un medic adventist și întrebi de ce am cancer, zice, nu știu. A, poate ai fumat. Nu, că dacă săracul ăsta a făcut cancerul la
la în gură, la, la limbă, zice, vezi, ai fumat, ai băut, acum ai luat cancerul. Și cuvintele astea îl bat pe om sau îl eliberează? Îl bat, pentru că îl aduc într-o situație în care el mai are soluție să nu are. Deci trebuie să regret, vai, de ce am fumat, de ce am băut? Când ai putea să-i spui, nu-i nici fumatul, nici băutul. E inima ta înșelată, pentru care n-ai nicio, dar n-ai nicio o vină că o ai, pentru că ai născut-o. Dar acum Dumnezeu îți descoperă prin boala ta, dependența ta de fiul tău, pe care nu poți să-l uiți, nu știi de ce și cum îți face. Și uite, supărarea ta îți face cancerul. Dacă tu îți schimbi inima, cancerul tău se vindecă și vei fi slobod în minte și sănătos în trup. Există o veste mai bună ca asta? Asta a făcut-o Dumnezeu. A venit să ne salveze de propria noastră autoamăgire. Dar dacă nu o recunosc, cum asta mă ajută cineva să scop? De aceea Iisus a spus, sănătoși nu au nevoie de medic. Doar bolnavi. Dacă vii la mine și ești sănătos, pot eu să-ți spun, mă, ai nevoie de Dumnezeu? Ai nevoie de iubirea Lui? Pot să-ți spun? Nu, vei zice, pleacă de aici, mă, eu trăiesc bine. N-am niciun Dumnezeu, n-am nevoie. Dar când ești sănătos, când ești bolnav, când ai o problemă, omul zice, stai așa să vedem. Și începe să gândească. Și tot acum zilele astea, ieri, alaltă ieri, am avut un bărbat. Știți că bărbații sunt mai dificil, așa. Nu prea, m-ar putea să vorbești cu ei. Dar ăsta avea 64, parcă, și zic, ați trecut de vârsta în care nu mai puteți înțelege, i-am spus. Zic, la bărbații e cam 50 de ani. Dar după 50 de ani pot și bărbații să înțeleagă aceste lucruri. Înainte de 50 de ani, ei sunt cam imaturi, pentru că trăiesc așa, nu? Ei știu totul, dar nu au nicio treabă. Dar de la o anumită vârstă am văzut și bărbatul e accesibil să gândească. Pentru că mândria la el e perfectă, e mare, el știe tot. Da, n-ai cum să-i spui lui ceva. Femeia, ce bine că avem femei, mai ascultă câteodată. Pentru că își văd nevoia. Deci există o vârstă în care noi putem înțelege și putem zice, stai așa, vreau să-mi fiu propriul meu dușman sau vreau să ies de aici. Dar fără ca să ne recunoaștem că noi ne facem singuri treaba. Noi singuri, datorită înșelării de sine, ne autodistrugem. Atunci nu o să dau drumul la aceasta niciodată. Deci, prin credință trebuie apoi să renunț la înșelare. Și asta înseamnă să mă duc la cruce. Nu este un lucru să-ți faci cruce. Da? Am vizitat pe unchiul meu și a murit și a doua parteneră de viață și chiar ieri a fost o lună de zile și se face parastas la ortodox, da? După o lună, după un an, așa. Și a fost și el, că a fost preotul la mormânt și zice, ceremoniile astea, tot la două cuvinte își face cruce. Nu? Zice, dar eu nu mi-o mai fac. Nu mi-o mai fac niciodată crucea. Pentru că nu cred. Da? Pentru că a pierdut și prima soție și a doua și e supărat. Pe cine e supărat? Pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu. Pentru că crede că Dumnezeu îi face ceva rău. Îi face Dumnezeu ceva rău? Nu. Nu. Dar el e legat de cine? De om. Vrea ceva de la om. Și atunci nu contează să ne facem crucea. Că asta nu ajută la nimic. Crucea înseamnă să dau drumul la înșelarea aia de sine care zice eu am nevoie de un om. Și să înlocuiască prin credință omul vechi cu cel nou care a fost omislit de Tatăl în Hristos. Aceasta este întreaga soluție. Să avem o viață nouă din care noi putem să trăim din ea. Avem o soluție bună? Avem o ofertă bună lumii? E foarte bună. Dar ce nu putem face? Nu putem să îl forțăm pe nimeni. Asta e bine că nu putem forța pe nimeni. Fiecare e liber să accepte oferta sau să nu accepte.
Care va fi piedica să nu acceptăm oferta? Singura piedică este să nu conectăm suferința noastră de inima noastră. Dacă zicem, virusii ne fac bolnav, și ăia ne fac bolnav, și aia e problema. Va trebui să schimbăm viața? Nu. Doar dacă văd cât de mult mă supără eroarea inimii mele, numai atunci voi merge la Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-mă, o nenorocită de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Eu vreau să scap de el. Am început acum 20 de ani să-i dau drumul. Dar mai sunt bucăței acolo, nu mai știu câte, care mă mai supără. Dar într-o zi, prin harul lui Dumnezeu, vreau să fie inima curată. Omul cel nou să fie pe deplin viața mea, în care nu mai trăiesc din oameni, în care nu mai am nevoie de oameni ca să-mi dea ceva, ci am nevoie doar de Dumnezeu, dar nu aștept să-mi dea, ci mă duc și iau cât am nevoie ca să dau mai departe. Deci, ca cei care suntem chemați de El, trebuie să avem o iubire care este mai mult decât umană. Pentru că iubirea umană nu ne va scoate din problemele noastre, decât iubirea divină. Dar ea se poate avea doar prin conexiunea prin Hristos cu Dumnezeu. Și cum aplicăm această credință, o să încerc după masă să explic mai mult. Dumnezeu acum să ne ajute să înțelegem întâi problema, ca apoi să putem să și aplicăm soluția. Amin.